La început m-a abordat o casă de producție dacă aș vrea să fac ceva despre comunități rome, că au niște fonduri mici europene, și am respins ideea că nu mă interesa să fac ceva despre ONG-uri și alte teme sociale, dar am acceptat să mă duc prin țară cu cineva care inițiase acest proiect și să văd cumva, să mă documentez în zone cu comunități marginalizate. Și în aceste călătorii cumva m-a izbit problema copiilor și a trebuit să-mi imaginez cum aș fi eu dacă m-aș naște în așa un loc. Și la 8-9 ani îmi dau seama unde m-am născut și că nu e nicio cale de scăpare. Și de la ideea asta am propus că aș putea să-mi imaginez să fac un film, dar doar dacă fac un film strict din perspectiva unor copii, excluzând adulții și încercând formal să abordez o poveste despre și cu copii. Tot am apărut după o perioadă de 2-3 luni căutare de personaje. Am decis să ne concentrăm pe Ferentar pentru că clubul din film tocmai deschisese acolo și era un punct bun cumva de a întâlni copii pentru că erau atrași de chestia aia. Și am început să filmăm cu alt băiețel care părea interesant, dar care din păcate cum a apărut camera s-a terminat. Acest băiat, din fericire, într-o bună zi l-a dus pe Totonel din ghetou, zicând să vină cu el la club, că acolo se întâmplă chestii interesante. Și așa am întâlnit pe Totonel, după aia a apărut și Andreea într-o bună zi cu niște prietene pe acolo. Am aflat mult despre povestea lor. Am decis să mă duc la penitenciar să văd cine-i mama. Și cumva părea că s-ar putea povestea acestei familii să dea destulă stofă pentru un film. Nu, fiindcă erau niște tipi foarte de treabă și niște tineri foarte inteligenți. Cumva, ca să îți dai seama cam cum erau, trebuie să-ți imaginezi cum ar fi fost tot în 10 ani dacă nu ieșea de acolo. Erau exact tipii ăștia, adică niște oameni deștepți, probabil că fiecare cu talentele lui, dar care au cedat unui cerc vicios, neavând nicio șansă să iasă de acolo sau să se integreze în societate. Ana, cumva, povestea asta și face, da? Spune de la ce vârstă mai poți, practic, să influențezi un om cu altă mostră de viață. La Ana, mostra de viață e foarte impregnată, e greu să o mai scoți de acolo. Sigur, adică un copil de 17 ani care este băgat la pușcărie și scos de la pușcărie fără să-i oferi ceva, un centru de reabilitare sau ceva, clar, adică intri în cercul vicios și asta încearcă și filmul său, adică mama ne și spune la sfârșit, băi, mama a fost la ta, da, adică ea e în cercul ăsta și copiii cumva te aștept să zică și acum e rândul vostru să intrați la pușcărie, că ce vreți de la mine, știi? Dar cumva copiii zic, nu, noi vrem să ieșim din cercul ăsta. Și la cercul ăsta contribuie, evident, nu doar sistemul, ci toată societatea cu oamenii. Adică, cumva, evident, eu îmi doresc de la film un spectator să își regândească propria poziție față de... Și când vede un mic băiețel care vine să-i șargă geamul, să nu se mai gândească doar alt muc care deranjează mie ziua, ci să gândească ok, ăsta poate are povestea lui ca Totonel, adică cum a ajuns aici, de ce pot eu face ca să știi? Adică sper că declanșează cumva și procesul ăsta într-un spectator să fie mai conștient că e o problemă care trebuie rezolvată și o societate care are astfel de probleme și doar le adâncește, nu le rezolvă, cred că e o societate bolnavă. Nu mi-am propus să dau mesaje sau și, dar filmul nici nu încearcă să dea răspunsuri la ceva, ci de-aia și se termină cum se termină, adică pentru mine e important problemele să-și le pună spectatorul, nu să le dau eu răspunsuri la ele și să rămână cu problema și după ce pleacă de la film. Idealul e să rămână câteva zile cu povestea asta și să se tot gândească la ea și să tragă cumva concluzii sau să propriile concluzii sau să facă o paralelă între viața lui sau cum s-a dezvoltat el ca copil
versus acești copii care n-au nimica și dintr-un nimica reușesc să facă ceva. Da, putem, adică e din ce în ce mai, evident, din ce în ce mai interesantă. S-au făcut niște documentare, evident e Alecu care a fost primul care a făcut documentare pentru un public mai internațional. Și au tot apărut, adică anul ăsta sunt multe, e și Waiting for August, care, ok, și ea e ca și mine un emigrant care n-a trăit în România și cumva școala n-a făcut-o aici. A mai fost și Dăscălescu cu povestea bunicilor lui. Se întâmplă lucruri, dar evident, chiar acum am citit pentru CNC în juriu proiecte și este deplorabil ce se depune. Și nu deplorabil din punct de vedere că nu există idei, ci din punct de vedere că nu există o abordare profesională față de documentar. Adică așa, au o idee și aș vrea să fac proiectul ăsta pentru că e o radiografie a societății. A, așa, și poate radiolog, adică fiecare proiect își propune să facă o mare radiografie, dar propunerile nu au la bază o abordare cum e la ficțiune, nu? Unde între timp există de 10 ani o industrie și oamenii au învățat să facă foarte bine film. La documentar nu știu care e procesul, dar cum pui în picioare un documentar la care încă nu știi care va fi povestea, pentru că la documentar de multe ori nu știi care va fi povestea. Cum îl montezi, cum lipsește școala. Deci nu există școală de documentare în România, ce este o catastrofă. E o problemă de muncă. Nu e nimeni aici care să învețe oamenii să muncească. Adică să învețe tehnica muncii, practic. Că una e să fii talentat, să ai idei, alta e să înveți cum le pui în practică. Iar latura asta nu există la momentul ăsta. Există workshop-ul Aristoteles, care este într-adevăr excelent și care a și dat rezultate foarte bune, din câte știu, au mers foarte multe filme, au fost foarte bine primite internațional. Dar probabil că e nevoie de mai mult decât de un workshop pe an unde sunt, nu știu, 5 oameni, cât sunt acolo, abar n-am. Sunt cazuri singulare foarte talentate. Nici de cum nu cred că are de-a face cu școala, nu cred că, adică cred că oamenii ăștia care au făcut începând cu Puiu, Porumboiu, Mungiu, Jude și așa. Sunt oameni care Jude cred că nici n-a fost acceptat la un ATC, a picat, a făcut o altă școală. Dar deci astea sunt talente care au răzbit pur și simplu. Nu cred că e vina școlii că sunt așa de buni. Da, școala de film probabil că este ceva destul de... o instituție ca în România, alte instituții care sunt prăfuite și... profesor, adică totul ce aud eu de la un ATC este ca să intri, trebuie să faci meditații cu profesorii de acolo. Deci e un sistem de șpăgari care provin dintr-un sistem comunist care habar n-au de pe ce lume trăiesc și încearcă să impună unor elevi care evident își caută modele și le găsesc în acești șpăgari comuniști și încearcă să le impună viziunea lor de cum se face film. Este de râsul lumii. Nu cred că va funcționa dacă nu se schimbă personalul într-o școală de film. Na, să iată ăștia care fac film. Fie un Mungiu, Puiu, care să preia workshop-uri și să aducă oameni din afară. Adică o problemă care o văd, de exemplu, la documentar foarte mare este că oamenii nu acceptă că un film nu poți să-l faci doar pentru publicul autohton, care râde la glumițele despre ciobanul cu trei oi. Un film trebuie făcut pentru un public internațional, iar pentru asta trebuie să-l testezi cu un public internațional. Nu poți să-i arăți profesorul tău de la un ATC și dacă lui îi place, e bun filmul. Pe plan internațional, din ce văd, documentarele între timp, fiind o formă mult mai deschisă, au devenit mult mai interesante și pentru public. Da? Poți să povestești mult mai interesant povești, nu ești restrâns la un sistem de a povesti și sincer, de multe ori, dacă te uiți la ficțiunile care au existat, care sunt, să zicem, merg până în top, până la Oscar, sunt jenabile, nu ai la ce să te uiți. Iar documentarele care chiar au succes sunt filme de la care ieși și, într-adevăr, s-a întâmplat ceva cu tine, cum erau poate filme de ficțiune din anii 70-80. Deci ca storytelling sunt atât de mai bune între timp documentare decât ficțiune, că și festivalurile internaționale, de exemplu cu Toto, cu filmul, am fost în toate festivalurile importante de filme de ficțiune,
de multe ori băgați în secțiunea de ficțiune cu filmul. Pentru că, na, erau de părere că poate concura cu efectul unui film de ficțiune și am și câștigat de multe ori premiu, cum s-a întâmplat acum în Franța. Deci, na, a devenit o formă mult mai interesantă decât ficțiunea, care dă spectatorului mult mai mult. Și ce mai mișto decât să pleci din sala de cinema cumva un pic schimbat.